Primăria Chișinău renunță la comerțul ambulant stradal în perioada estivală. Anunțul a fost făcut de edilul Ion Ceban. Primarul spune că decizia vine în urma faptului că în ultimele zile au fost semnalate mai multe cazuri de instalarea mai multor gherete în parcuri, pe străzi și trotuare, care nu dispun de actele necesare pentru activitate. Comerțul stradal cu înghețată, băuturi răcoritoare și produse de patiserie urma să se desfășoare în zonele de odihnă, grădini publice, parcuri, scoaruri, pe străzile și bulevardurile principale ale orașului în perioada 1 iunie-31 octombrie. Potrivit dispoziției semnate de primarul general Ion Ceban, în fiecare zonă în parte trebuia stabilită amplasarea câte o singură gheretă, iar în spațiile pietonale până la 3 unități. Eu am fost de acord ca astfel de comerț stradal să fie permis pe perioada la estivală. Dar am fost asigurat că această condiție este bine organizată. An de an. Am semnat dispoziția, am permis și în prima săptămână oamenii s-au urcat în cap. Și au decis că iarăși în oraș trebuie să se meargă pe despredelul, cum îmi place. Pentru a stopa astfel de ilegalități, primăria a anunțat că renunță la acest tip de comerț. Ion Ceban a spus că dispoziția privind organizarea comerțului ambulant stradal în perioada estivală acestui an va fi anulată. Domnul Ilie Ceban, rog astăzi să vedem legal cum putem să facem aceste lucruri și nu vreau să mai aud că astfel de buci apar peste noapte. Noi nu le-am scos pe cele peste 300 ca să apară alte 300. Nu. Primarul a insistat ca timp de două zile să fie evacuate toate gheretele instalate în ultimele patru zile, atenționând pretorii că ar fi trebuit să gestioneze corect situația.